țările noastre. De acum 44 de ani, de când aproape în fiecare dimineață vin la Universitatea Ion Creangă. Bună dimineața! Mersi, bine, vă doresc și dumneavoastră zi bună, cu succes! Din momentul când am absolvit-o, tot am muncit aici, în calitate de profesor, decan, ultimii 5 ani, în calitate de director. Universitatea Pedagogică a fost întotdeauna o instituție de învățământ care s-a străduit să țină flacăra aprinsă a muncii pedagogice, a necesității ei într-o societate pe care se vrea democratică. O națiune nu poate să existe fără învățător, fără învățământ. Am ales această universitate, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, și anume am venit la Facultatea de Pedagogie cu specialitatea Pedagogie în Învățământ Primar și Informatică, pentru motivul că iubesc foarte mult copiii și cred că acesta a fost cel mai important imbold al meu. Mereu mi-a plăcut să-i ajut pe ceilalți și acest lucru cred că îl voi face și în continuare când voi ajunge în fața micilor elevi. Universitatea a fost fondată în 1940 printr-o hotărâre a Guvernului Republicii Socialiste Moldovenești. A fost formată la început din 5 facultăți: istorie și filologie, matematică, chimie, biologie, geografie. Din 1955, institutul poartă numele lui Ion Creangă. Mai târziu, soarta i-a fost de natură, că în 1960 a fost închis. A fost învinuit lucrătorii universității de propagandă burgheză moșărească românească. 7 ani fiind comasat cu Universitatea de Stat, după ce a fost restabilit în 1967 și treptat parcursul anilor s-a mărit numărul specialităților la care s-au pregătit cadre didactice. Astăzi, practic, nu găsim o instituție de învățământ în Republica Moldova în care n-ar lucra absolvenții Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Universitatea Pedagogică Stat Ion Creangă și-a ales o deviză, dictum latin, învață să înveți pe alții. Este un crez. Și dacă privim sistema universității, vedem o carte închisă. Este o carte închisă pentru că cei care vin la universitate vin cu un singur scop, să o deschidă. Astăzi, în cadrul universității, sunt 8 facultăți, avem 6 blocuri de studiu, 5 cămine, își fac studiile aproape vreo 5.000 de studenți. Misiunea universității este formarea inițială și continuă a specialiștilor pentru inserție pe piața muncii. Universitatea vine cu un pachet întreg de oferte educaționale pentru a răspunde așteptărilor. Și la momentul actual oferim celor care vin în universitate peste 100 de programe educaționale. Realizăm instruirea la toate cele 3 cicluri de instruire, licență, master și doctorat. Plus la aceasta oferim pachete diverse și celor care vin la formare continuă, prin diferite programe tematice, dar și cei care solicită o recalificare pentru o inserție mai bună pe piața muncii. Luând în considerare specificul pregătirii profesionale a cadrelor didactice, învățământul cu frecvență redusă ocupă o pondere foarte importantă, constituind circa 1.800 de studenți din numărul total al studenților universității, ceea ce constituie circa 40%. La această formă de învățământ avem 15 specialități, ceea ce constituie jumătate din numărul specialităților la învățământul cu frecvență la zi, ciclu 1. Deci, de ce mi-am ales Universitatea Ion Creangă? Pentru că scopul meu în viața mea să fiu un cadru didactic adevărat,
Și sper și universitatea să-mi propună și cunoștințe și posibilități să învăț. Cred că este o onoare să fii absolvent a Facultății de Pedagogie, Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Sunt mai multe considerente care pot fi luate în vedere și primul este că ar fi facultatea care pregătește cadre didactice de calitate pentru întreg sistemul de învățământ. Educatori pentru instituțiile preșcolare, învățători pentru clasele primare, profesori, pedagogi sociali, dar și prin noile specializări de masterat pregătește cadre didactice pentru carieră universitară. Atunci când intru în auditoriu și mă așez în bancă, privesc cu admirație către profesor și îmi dau seama că ceea ce fac ei o să fac și eu peste ceva timp și o să ajung în fața micilor elevi pe care îi voi învăța să ajungă oameni. Facultatea de Pedagogie are la bază cele mai pregătite cadre didactice universitare. 7 doctori habilitați, 8 profesori universitari, 22 de conferențiari, autori de manuale școlare, autori de curriculum, autori de ghiduri pentru cadrele didactice, autori de suporturi de curs, programe universitare. Sunt cadrele didactice ale Facultății de Pedagogie. Am încercat prin această facultate, cu o evoluție remarcabilă, cu un început excepțional din anul 1957, să dezvoltăm un învățământ de calitate. Anual pregătim peste 500 de cadre didactice absolvente, atât învățământ cu frecvență redusă, cât și învățământ la zi. Este o enormă responsabilitate. Ne îngrijorează în mod special ce să facem ca să rămână în profesie cadrele didactice, veni în ajutorul cadrelor didactice debutante, care doar merg pe piața muncii, și cadrele didactice cu experiență care vor să acumuleze ceva nou. Lucrul acesta îl facem prin programele și ofertele educaționale din cadrul universității, dar și un centru educațional nou în cadrul universității, care așa se numește Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră. Facultatea de Istorie și Geografie este cea mai veche facultate de istorie din Republica Moldova și în cei peste 70 de ani rămâne a fi lider în formarea cadrelor didactice, în special în domeniul istorie și, de mai curând, în geografie și educație civică. Sunteți viitorul profesor de geografie și istorie. Urmează ca, pe parcursul celor 4 ani de studii, să vă formați un șir de abilități și priceperi care le veți utiliza în practica de zi cu zi. Și pentru profesia de pedagog, în primul rând, trebuie să iubiți foarte mult copiii. Profesia de pedagog, fără a iubi copiii, practic nu poate fi concepută. Specificul facultății noastre, bineînțeles, că este axat pe pregătirea profesorilor de calitate, care, sigur că ulterior, urmează să meargă în școală și să contribuie la promovarea unei educații istorice, la promovarea valorilor naționale și la formarea cetățenilor adevărați sau cei care ne dorim noi. Facultatea de Istorie, bineînțeles că acoperă și domeniul istoriei veche și arheologie. Anual, studenții facultății fac practică arheologică la diferite situri din Republica Moldova sau chiar avem și programe de schimb. Studenții noștri au participat la diferite șantiere în România, în Ucraina, în Germania. În ultimii ani, săpăturile s-au axat la Orheiul Vechi și Cetatea Soroca. În felul acesta, studenții nu numai că învață în practică ce înseamnă arheologie, dar și contribuie la, spre exemplu, protejarea, valorificarea, cunoașterea mai bună a siturilor arheologice din Republica Moldova. Corpul didactic este alcătuit din 30 de titulari și anual avem și peste 20 de invitați, fie cumulați din Republica Moldova, fie din afară, care vin și citesc anumite cursuri. Și în sensul acesta, noi încercăm să asigurăm o diversitate largă de cadre didactice pe profilele pe care le avem, dar și invitații din afară care să ne ajute să facem acest schimb de experiență și să lucrăm cu studenții mai activ în colaborare cu partenerii noștri. Noi avem peste 20 de acorduri de colaborare cu facultățile, instituțiile,
cunoștințele de profil istoric, geografic, patrimoniu cultural de peste hotare. Eu cred că această oportunitate academică de schimb și mobilitate ne face să fim mai buni, ne face să fim competitivi și ne ajută să fim în rând și la nivelul universităților europene. Bună ziua! Bună ziua! Luați loc! Eu mă numesc Vasile Manică, sunt student al Universității Pedagogice Statii Ion Creangă, Facultatea de Istorie și Geografie, specialitate Educație Civică și Istorie. Sunt student în anul 4 și fiind la practică astăzi împreună cu dumneavoastră vom analiza, vom cerceta una dintre cele mai importante și, par spune, actuale teme din istoria. De fapt, colaborarea a venit de la sine ca o necesitate a societății pentru asigurarea cu cadre didactice. Universitatea, producând ceea ce se numește produs intelectual de nivel superior, ăștia mai au nevoie să se vadă în câmpul muncii, a priori. De atâta sunt instalate practicile studențești. Făcându-mă director, am conștientizat extrem de bine necesitatea imperioasă a acestui moment. Practica trebuie să fie și comodă. Apoi a apărut sentimentul de mândrie. Ne-au și ales. În foarte multe cazuri, în proiectele pe care are Universitatea Ion Creangă, noi suntem și coparteneri. Și nu doar la nivel didactic, dar și la nivel managerial. Eu, ca absolvent, sunt mândru că o bucățică din alma mater se regăsește și la liceu Ion Creangă, noi avem și același părinte spiritual. Împreună cu Facultatea de Istorie, Facultatea de Filologie a stat la temelia Universității, fondată în 1940, în această perioadă de 75 de ani, a devenit alma mater pentru multe personalități notorii din cultura națională. Totuși a fost un noroc că am nimerit la acest institut. A fost de mult, cu 60 de ani în urmă, farmec au fost când ne-am întâlnit toți la Institutul Pedagogic, și Grigore Vieru, și Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Mândăcanu, și Ion Ungureanu, și Strâmbeanu, și Serafim Saca. De acolo a pornit totul, de acolo, din înfiriparea ceea care se numea Cenaclu, din zbaterea aceea, într-o căutare a adevărului, cum să ieșim din minciună, cum să ieșim din fals, cum să ne găsim drumul. Și profesorii care activează aici la catedră sunt bine cunoscuți în Republică prin elaborarea manualelor. Absolvenții facultății noastre activează practic în toate instituțiile preuniversitare din Republică. În cadrul facultății pregătim specialiști filologi care vor ține orele de limbă și literatura română, nu numai în școlile cu predare în limba română, dar și în școlile alolingve. Și aici facultatea noastră a fost una dintre primele, deoarece în baza universității noastre au fost pregătiți profesori de limba română și găgăuză, limba română și bulgară. Acum deja estafeta am transmis universității din Comra, din Taraclie, dar baza a fost pusă aici. Suntem una din facultăți cu cele mai multe specializări apropiate și de jurnalistic, sunt modele de comunicare, relații cu publicul, care de asemenea necesită o cunoaștere foarte bună a limbii române. Un specific apart al facultății este activitatea extradidactică foarte vastă, variată. Tradiționale deja au devenit festivalul talentelor, festivalul colindelor, întâlnirile cu poezii, scriitori, compozițiile muzical-literare. E semnificativ acel fapt că imnul universității noastre este scris anume de Ion Hădârcă, de absolventul facultății noastre, și de Ion Aldea Teodorovici. Yeah.
Da. Da. Facul.